Atât la tine cât pe tine nu te deranjează, voi, Filip. Astăzi, oamenii vorbesc degeaba, frate. Voi să vorbească, eu uite, ori nu portați nimeni altcineva. Hai zic că dacă simțeam cu adevărat și vedeam ceva și știam ceva concret, luai seama că luam foc și dacă era ceva, cum mă despărțeam. Dar vă stai, vă ajutați pe oamenii ăștia, frate. Iar cum mă iubești și vă iubiți unul pe altul, Filip, știai dacă era ceva. Deci nu ai cum să nu simți ca vă fac. Eu nu știu ce urmează dacă te arătam în Elia. Dar nu vorbiți tot. Filip, să facă material. Băi, frate, lăsați-vă să spun și ceva, fetelor. Eu vreau să dacă te arătăm, dacă tu aveai reacția pe care Bianca, ok, să zice că tu ai dreptate. A fost așa ceva, Berna are ceva pentru Livian, dar eu acum te întreb și mă întreb pe toți. De ce, de când a venit Berna în casă, n-a făcut niciun gest față de Livian și Livian e singur? Fiindcă ea a spus. Livian e singur de două luni. Da, da, fiindcă ea a spus în momentul în care a intrat. Lasă, fii atent. Berna, să vezi. Când a intrat în casă, a spus așa, o fată, ca să fie cu Livian, trebuie să nu fie prietenă cu Bianca. Ea nu avea cum să mai fie prietenă cu mine, fiindcă știa că n-are cum să fie. Păi dar aia când a intrat în casă nu era prietenă cu tine. Ba era prietenă. Nu era. Nu, era cu Roxana, nu făcă minte exact cum era geloasă pe Diana, că de ce nu mai stă Roxana cu ea? Livian! Asta. Ce? Asta. Dar tu ce crezi de acest argument? Dar fii sincer acum. Din punctul meu de vedere, v-am mai zis. Hai că ești bărbat. Bianca e o fire... Rece, o fire așa, ne-a un pic. Bianca săptămâna asta cum a vrut. Nu, eu te întreb de Berna, ce crezi? Ai simțit ceva? Da, cum a nu, din ce a făcut Berna, e strict din prietenie, că zi eu prieten cu Filip. Bianca avea de lucrul ăsta un pic mai mare, fiindcă nu-i stilul ei să facă chestia asta. Și de-aia zic, bă, adevărul e la mijloc, dar nu că adevărul la mijloc, cum? Nu că Berna a făcut că e curioasă de mine. Adevărul e la mijloc că Bianca vede un lucru mare, fiindcă ea n-ar fi făcut chestia asta. Sau poate... Și Berna, cum e mai sociabilă, mai așa, a făcut. Asta e toată chestia. Bianca, caută și tu subiecte mai importante, nu te mai lega așa, vrei să faci materiale de-astea simple așa. Așa, Filip, că bravo când îl lași. Pentru ea a fost important subiectul ăsta. Copilărit de-astea, păi iau eu scama după cineva și gata, înseamnă că îmi place. Ce e asta, mă? Hai, mă, mă lăsați. Forță, Filip! Forță, power, Filip! Power, Filip! Copilărit! Power, Filip! Că nu ești, bă, așa da, așa da, că nu ești influența, Filip, ca bărbat, da, de aia spus în afară, i-am artat clipul. Nu doar astăzi, în general, el ca bărbat. Da. I-am zis și azi, acum ce vrei să zici? Zice Turcu că e influențat. Dacă vreau să fac ceva, Turcu, nu te zică deci nimeni. Turcu, uneori... Da, Filip, dar eu nu te-am influențat cu absolut nimic. Nici mi-a uneori. Da, Roxana, că tu ai fost dreaptă, dreaptă și el săracul e influențabil. Băi, frate, nu așa în viața de zi cu zi. Ah, da, e influențabil, recunosc și eu treaba asta. Și el mi-a recunoscut asta, ce? Da, e influențabil, recunosc. Dar nu că cum o dai dat-o tu. Dar nu m-am luat de fapt, că puțin e influențabil, ce-am să așa rău? Încercați și voi să fiți mai mature, să găsim subiecte frumoase. Nu să stăm acum să... De acord. Păpilărisme de-astea obosite. Scame, de acord. I-a luat scama, îi place. Astea-s răutăți, exact cum a spus și ea. Sunt gelozii. Eu v-am zis că dacă iau paharul ăsta și nu mai încolo lângă cineva, gata, imediat se interpretează. Da, bă, dacă, paharul... dacă te pui în locul lui Bianca și dacă e în calcul că e persoana cum e, e de înțeles că o făcut asta. Nu face ca să caute material sau nu știu ce. Asta e, e persoana ei, că cu mie mi se pare exagerat să o văd pe ea că face nu știu ce, așa și bă, e exagerat, că ea n-ar fi făcut chestia asta. Dacă dau la un om bobornat... Gabi, de ce ai pus mâna pe mine? Mă place? Ce faci, mă? Am văzut și eu. Am văzut și eu. Ai văzut? Are de mare. Mâna, și a pus mâna. Așa a făcut Gabi și Berna. A întins mâna. Vă zic, dai seama, Cătălin. Mamă, Gabi, așa? Ești așa, vă? Vreau să te facă small fish, turcule. E big fish. Din păcate, săptămâna asta a fost așa. Sincer, plictisitoare, dacă mă ne-am dat. Căutat materiale, așa. N-am avut un subiect de dragoste, n-am avut un subiect... Dacă voi ne arătați dragostea, mă... Până acum s-a vorbit de... Arătați dragostea, mă, și nu mai vă priți. Ce faceți voi ăștia, că nu aveți cupluri, că voi trebuie să arătați. Păi asta spun, eu bat acum... Dacă nu te întâlnești cu gelozie, deci probleme din cuplu. Păi fă și tu cuplu, ai creșit mai mult subiecte plictisitoare. Dar arată ce poți. De-aia nu vorbesc cu cuplurile în emisiune, fiindcă sunt taxate, că sunt plictisitori, sunt... Nu, păi stai, Bianca, că tu nu ești cuplu. Tu nu ești cuplu, nu, ești tu taxată că ai din casă suntem cuplu, doar eu, Pirui. Nu cred că am taxat eu vreodată pe Berna, pe Filip, pe Marius, pe care am dovedit că-s cuplu. Nu, cuplu, cuplu, vorbim despre cuplu, nu despre cuplu... E, uite, o problemă de post-cuplu. Adevărate.
Păi deci da, scuzați-mă, vă duceți cu problema asta până să termină sezonul, cum facem? Păi uite că am altă problemă în fiecare zi, nu vorbesc despre același subiect. Păi, mă, și eu nu spun că nu e bine să ai problema, spun că ne-am plictisit. Păi de ce? Păi sunt problemele noastre, de aia v-ați plictisit. Și după aceea spune, dar de ce nu vorbesc cu oamenii ăștia în emisiune? Fiindcă atunci când spun problemele, păi da, problemele voastre sunt de copii de 12 ani. Dar nu contează. Lasă-mă problemele tale, că ai făcut gluma lui Oprică, e de copil de 5 ani. Păi și am adus eu în emisiune, am făcut eu ceva. Nu, dar ai continuat-o, dacă erai așa cu principii, ziceai, hai tu, lasă-mă, nu mai vorbesc nimic. Da, s-a vorbit în ziua de gluma aia, nu s-a vorbit în fiecare zi. Da, la astăzi am văzut în emisiune. S-o mai vorbi despre chestia asta cu banii altă zi. Și cu poziția care a fost cu oamnă. Păi, voi vă zice, am făcut eu, Marse, am adus eu. Nu, dar dacă ai primit. Nu, când a adus femeia discuția, a zis, Oprică, tu nu adun emisiune la atul ăsta, lasă-mă cu asta. Dar era la, adică cred că și pe tine te-a obosit. Păi m-a enervat și de-aia nu i-am dat. Gândește pe noi, care nu eram la ea. Bianca e detectiv aici. Dar ce crezi, eu am visat video. Dar cum o să ajungi aici în casă ăla de schițiul iar? Un chițibuș mic, ba, că... E ca și cum arăți acum, ca și cum acum o picăție din nou. Și eu m-am uitat la Livian. Deci fiți atenți, băieților, în casă și trebuie să ne punem măști și alea pe ochi, așa, să nu ne mai uitam. Că ne mai... Că ne acum încolo, mă, ca să-i uităm. Mă, 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 problema. Da, da, Bianca. Am stat în aceeași cameră și făceam același lucru. Am citit conexiunea, că nu-mi înțelegi. Mă, astea vorbesc aici, ei vorbesc separat și ei. Ferran. Da, iubi. Gata, închide subiectul, s-a lămurit. Gata, că deja m-am plictisit. Bravo. Strade toate exagerele. Marse. Frate, dacă vrem să facem de-asta, putem să facem cu toți. Da, eu nu cred. Asta vreau să zic. Toată lumea poate să facă de-asta. Bă, ați auzit ce concluzie poate să aibă? Nu, puteți să încercați ce vreți, cum mă despărțiți de... Dar nu... Dar cine despărțiți? Dar unde ai scos pluralul ăsta? Adică cine e curios? Cine e curioasă de aici, de Filip? N-am înțeles. În afară de ea, cine e curioasă? Să ne dorim să te despărțiți. Tot să beau și eu. A, Roxana, nu? Nu. Nu știi, să faci diferența între singular și plural, tu, fătuță. Nu v-a trimis aici? Haide, fata, vorbești cu ei, te bagi seara. Doamne, ferește, haide. Roxana, ce mergi, mă, așa? Te-ai opărit? Ce? Te-ai opărit, ce mergi așa? Eu? Tu. Eu am măcar fusta. Dar nu mă interesează, bă, părerea lor, să zic că fiecare ce vrea. De aici, că nu mă interesează, bă, mai știi cum să facă să mă despoare băiatul ăsta. Atât timp cât Filip nu crede și despre ce vorbim. Tu, o pune într-o situație, Iurea. Da, logic, frate. Chiar îmi place, am văzut Filip, chiar nu pune bot așa la orice. Nu, asta logic. Eu, că apreciez foarte mult. Păi dacă el știe că vorbesc cu el și zic tot. Noi doi vorbim tot și spun tot la băiatul ăsta. Înțelegeți? Exact. Dar de ce să se îndoiască, în primul rând. Dacă n-aș vorbi cu el, da, e altceva, da, așa când eu îi zic tot și... A, mă, că deja plus, deci Livian a văzut așa ceva, scama, că eu, cum ar veni eu să mă dau la el. Stau lângă Deana, gata. Păi asta a zis și Roxana, că dacă... Dar ea nu știi la turcu, Roxana, dar era să te la turcu, ai grijă, fată. Cine, mă? Zic acum că te la turcu. Dar n-am eu treabă. Mama, se plac. Mamă, mă lași cu vrăjeala asta. Mă lași odată. Da, mă, spuneam acum de ea că i-a plăcut doi băieți din sezonul 1. Păi ce treabă are, frate? Era singur. Era mai mică, frate. Eram era singur, avem aici să cunoască băieți până la urmă. Doamne, eram copilă. Dar ce legătură avea, mă, că... Dar nicio treabă. Ce legătură are acum un an? Te puteau să-ți placă și trei, frate. Ea cred că vrea să creeze ceartă între tine și Filip și mai știe ce să mai bagi. E normal, că asta se caută, știi? Mai faci cu ceartă, mai bagi o intrigă, astea, așa se iau bani, așa se iau bani. Mai bagi o intrigă, mai bagi ceva. Trebuie să faci o discuție, trebuie să faci ceva, să strici ceva, știi? Să bagi o râcă, să bagi o vrăjeală, n-ai văzut? Așa se poartă aici. Da. Alo, ce vorbeați? Da, și asta ziceam. Bă, dar știu că să văd pe ecran, nu mai zic nimic. Vreți ceară? Bă, nu mai ziceți nimic, mă? Cum? Te-ai ghițit limba, zi? Păi ce să vă zic, vă, mă, vorbeam cu Berna. Că în casa asta doar râcă se caută și nu mai departe, râcă, nu mai vrăgeală, nu mai așa da. Să facă da, bă, cheșul. Despărțim cupluri, acum... că ce sezonul 1, ce s-a întâmplat? Ba, nu voi și turcule. Dar nu am vrut să fac, mă, ceartă. Să bag săgeți, să bag din alea. Am băgat-te vreodată, bă, vezi că mi-a luat scama, nu știu cine sau... Nu, tu ai fost... Nu cred că niciodată m-a zis pe mine, zic, bă, vezi că mi-a luat cineva scama. Nu, tu niciodată, tu ai fost săgeata, să zic așa.
Săgeată ești tu, eu n-am cum să fiu săgeată altcuiva. Al Roxana, zic. Păi n-am eu cum să fiu nici săgeată ei. Am fost iubitul ei, nu săgeată ei. Poate tu ești Bianca, că de tine ți-o te umilit acolo și eu zic că... El nu e al Bianca, ei sunt reciproc. Da, eu recunosc, m-a umilit. Vezi că mi-a luat toate, Diana Scama, vezi că mă place, mai faceți voi un subiect, mi-a luat subiect. M-a umilit, dar dacă pe mine m-a umilit, ție ce ți-a făcut Roxana? De ce ți-a făcut ție, frate, n-a făcut nimănui. Nimeni nu a făcut nimănui așa ceva. Nu te vreau, ți-am dat bloc, ți-am dat alea. După aia pe la te-am iubit, dar nu te-am iubit. Mai ieși pe afară, mai vorbim, mai alea, alea, ce-ți asta? Să joacă, da, să joacă cum e, ce vrei, măcar nu să joacă cu alții. Nu se joacă cu alții? Păi cu cine vrei să joace? Ce mă crezi că o bagă altcineva în seama? Asta-i întrebarea. E bine că n-o bagă, adică să bagi ea pe... Cu cine vrei să tinși lemone? Turcule, adică să bagi ea pe toată lumea în seamă, mai bine să nu fie băgat în seamă din nimeni. Uite, Turcule, vezi că se întâmplă ceva în spate. Păi tu ești singurul care bagă ea. Uite! Foarte bine! Doamne, ferește! Ca să înțelegi! Vrei și tu, atenție, ce vrei? Ce se întâmplă în spate, mă, că mi-a dat o pernă în cap? Ce se întâmplă? I-am dat eu lui că mă enervez, se întâmplă ceva în spate. Ce se întâmplă în spate? Mă enervez. Uitați-vă, tot timpul ligător, vă mulțumim. Doamne, ferește! Ia uite, Turcule, ce se întâmplă în spate? Ia uite, bă, Turcule, ia uite, bă, ce se întâmplă, bă. Ia uite ce am făcut, îți dai seama. Da, mă, vezi că creați o idilă, mă, Cătălin și Gabi. Da, bă, păi, stai un pic, creăm o idilă să iei bani. Vezi că are ceva cu tine, vrea să-ți... Asta este, n-am ce să fac. Să nu iei scamele lui Gabi. Gata, bă, te las cu... Da, Roxana, vezi să nu iei o scamă lui Gabi. Vezi că Diana mi-a luat o scamă, deci eu nu știu cum era o scamă. Mi-a luat-o... Voi n-aveți, voi n-aveți talentul să faceți, să iasă așa frumos. Talent? Dar ce talent trebuie să ai, să fii ipocrit? Nu trebuie să ai talent, trebuie să fii ipocrit. Haideți să continuăm cu fetele. Mai bine creați alt subiect de discuție și o să dispară. Eu vreau tot subiectul ăsta să se discute. Și culmea, toată lumea zice, bă, gata, subiectul ăsta, dacă nu se mai vorbește, nimeni nu vorbește nimica. Da. Deci nimeni nu... Da. Și după aia zice lumea, bă, când îi ține aici, bă, când nu știu ce, bă, când e ceva real și un subiect, la... ar trebui să ne bucurăm, nu? Să dea drumul la, la altă discuție. Mai bun. Vai, ne plictisiți, dacă nu vorbește grupul, toată lumea tace, dar vai, ne plictisim. Da, mă? Nici, dar eu chiar... Nu înțeleg ce vrei să zici, Livian. Nu, zic cum zicea, că, cum zicea Cătălin și cine mai zicea, că bă, ne plictisește subiectul. Camera? Bun. Nu-i subiectul ăsta, l-am încheiat, dar nimeni nu zicea nimic a 10 minute. Nimeni nu vorbea. Adică de-aia adică suntem aici, un subiect mic, cât e nimic. Îl discutăm, îl consumăm și după aia îl dăm la o parte. Cum a fost Copric, a vorbit 3 ori, a trebuit, 3 ori a vorbit, după aia s-a încheiat, gata. Eu n-am zis, bă, e plictisitor, bă, nu știu ce, bă, nu știu ce. Am stat să se consume și gata. O pastilă? Asta facem aici. Mă, mi se întomale. Ba da, a fost plictisitor. Eu așa, Ce l-am adus? Eu fost, dar nu zic, a fost, dar eu nu m-am ridicat să zic. Andreea, a fost plictisitor, dar s-a vorbit doar 3 ore și atât, na. Doar 3 ore? Eu de când sunt aici în viața mea n-am văzut să vorbească despre opozite 3-4 ore. Să poate vorbi? De când sunt în viața mea, dar iată-mă puțin. Se poate vorbea de... Băi, dar... Exact. Dar de ce unele persoane pot vorbi și unele... Păi ai, unii când vorbesc n-au nimica, alții când vorbesc... Bă, da, hai să spun ceva, noi vorbim cât vrem, normal. Cât vrem, despre ce subiect, la care nu le place, se iasă afară, sau să-și creeze subiectele, să genereze discuții... Vorba lui Andy, aici toți suntem egal, nu Andy? Punct! Ce? Dacă zice turcul XY, să băgați în aici toți suntem egal, nu? Păi toți suntem egal, dar gen aici se creează câte un subiect și un subiect de ăsta copilăresc, frate. Îl lungim mult. Păi și ce a făcut Oprică e cel mai copilăresc, iertați-mă pe mine. Da, aici gen să Oprică nu face chestia asta în fiecare zi. În fiecare zi? Andy, n-ai fost aici. Turcule, eu bă caz, n-ai fost aici. Ia uite, frate, ce numește Gabi cu Roxana. Dar ne vorbim de ultimul subiect. O vorbi 4 ore pe un subiect. Ia uite, hai să facem și un material. Da, ea a vorbit de un subiect că a fost că nu i-a plăcut gluma, dar ea nu face răutăți. Și mie nu mi-a plăcut scama. Nu încearcă să inventeze. Dacă nu i-a plăcut gluma. Cum? De ce să o face direct, nu încearcă. Diferența e acum și ce treabă are că Bianca e? Nu, că voi. Stai un pic să înțelegi subiectul. Subiectul lui Bianca este făcut special, să bagi recunoscut de nașa fi. Da. Subiectul lui Opric era pur și simplu, nu i-a convenit gluma lui Cătălin. Nu a deranjat, dar acum ce treabă are? Diferența. Asta e diferența subiectelor. Un subiect care nu are nicio intenție de a băga recă și un subiect care vrea să bagi recunoscut de nașa care s-o fie. I-a spus că vrea să... E răutate ce face cu... A sărutat-o Livian pe Berna. Ce-s astea? Că a
luat o scamă. Nu, trebuie să zic că i-a plăcut de asta înseamnă băieți că, în sezonul 1. L-a plăcut. Nu, stați că vă zic eu. Hai că vă spun de ce. Pentru că au zis că ea e îndrăgostită de tine. Nu, stați că vă zic eu. Auziți? Dar poate îi placă și alt băiat. Cum a mai zis și în sezonul 1? Ei au plăcut doi băieți. Cea mai simplă explicație. Da, în sezonul 1. Cea mai simplă. Dacă Bianca ar fi făcut același gest cu Jador și cu auzi, ascultați-mă, dacă Bianca ar fi făcut același gest, putea să facă ce vrea. Eu m-aș fi supărat. Dacă eu aș vrea ceva cu Berna și ar fi făcut gestul, nu m-aș fi supărat. Într-o lună jumate putea să facă ce vrea ea mai aici, a stat singură. Ore, când e singur, poți să faci ce vrei. Era singur. Păi, dar dar poți să fac ce vrei, dar nu mă pot pupa cu 5 băieți. Dar n-a dat nicio intenție, de când a venit în casă, vreau să-l cunosc pe Filip. Dar ce-a făcut, mă, eu, mă, că nu mă ce-a nimic. Să-l aibă. La general. Poți să-ți placă, doi, trei pe exemplu, te poți pupa și să ai relații. Nu mă iau rămâne deodată cu zonul 1 și cu răutățile și cu tot. Ea tot acolo. Degeaba spune lumea că au schimbat Olivian. N-a schimbat Olivian cu nimic. Ea tot aceeași persoană care a fost în zonul 1. Și punct. Când a văzut bă, are altcineva, bă de treaba mea. Și uite că a luptat și l-a văzut. Nu zic că nu l-a așteptat, dar nu jur. Chiar mi-aș fi dorit să fiți. Păi da, dar uite, fetița aia bagă numai răutăți. Chiar mi-aș fi dorit. Nu mai știa ce fac ele două, că e soarta lor. Subiect care se bagi doi oameni care sunt ok. Dacă asta se demonstrează și... nu știu, să ajută pentru a avea o iubire și a fi puterea dragostei. Când ești el lor! Doamne, îți mulțumesc că ne-ați mutat la hotel! Doamne, 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 să susținem un cuplu ca să băgăm râd. Alina, când ești el lor? Lasă-mă să spun, Alina, să stau cu ea. Când ești el lor, zici, eu de la nervi. Corect, așa se fie tot. Zeluzia care-i, mă, ca cu două zile azi, că mai vrea să-l cunoască și ea da bloc și el l-a făcut în ultimul an, nu mai vreau să te văd și... Eu n-am zis că nu, săptămâna trecută când mai eu să fiu, m-am dis părție Mariu și eu de când am venit aici în casă, eu n-am auzit să spui tu, Mariu, da. Băi, azi ne-am certat, azi a luat o scamă. Mai matură. Două, trei zile este o chestie constantă, da? Două, trei zile nu ești așa, uite acum te vreau. Da, acum ești așa. Înțelegi? Asta e faza. Adică, voi să vede... Băi, e posibil să te cerți, e normal, și tu cursa și eu, e posibil să mă cerți și după să mă împar. Da, mă, dar mă certam odată la o săptămână sau când nu-mi convine ceva normal, firesc. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.